Bună, dragilor! Bine ați venit sau revenit la un nou videoclip pe acest canal. Pentru astăzi avem cel de-al doilea update a proiectului Broadway. Este al doilea update pentru anul 2022, dar după cum știți, acest proiect se continuă încă de anul trecut. Nu merge așa bine cum mi-am dorit. Lucrurile merg destul de greu în cazul acestui proiect, dar cât de cât s-au mai mișcat, așa că haideți să vedem împreună ce am realizat și cu acest proiect, deși lucrurile, v-am spus, nu merg chiar așa cum mi-am dorit. Prima categorie, Wicked, un produs roz sau verde. Eu am ales batonul corector Love Nature, pe care l-am folosit de 2 ori în ultimele 2 luni, dintr-un total de 4 utilizări. Până la cele 21 de utilizări pe care mi le-am propus, mai este mult, dar nu prea am avut nevoie de el. Așa că dacă n-am avut nevoie, nu l-am folosit doar de dragul de a-l folosi. Așa că va merge cu mine mai departe, până când voi vedea ce voi realiza cu el. Cea de-a doua categorie, Hamilton, un produs mai vechi din colecția ta. Eu am ales spray-ul de fixare a machiajului de la The One, pe care nu l-am folosit deloc în ultimele 2 luni, dar în total în acest proiect a fost folosit de 13 ori. Este un produs ok, dar nu prea întind mâna după el sau după alte produse asemănătoare lui în general. A treia categorie, Lacajul Fole, un produs colorat și eu am ales paleta de la The One Oriflame în nuanța sau marca Peony. Am folosit-o odată dintr-un total de odată, deci mai am și cu ea mult de lucru. Este o paletuță ok, farturile se blenduiesc ok, deci rămâne alături de mine să vedem ce vom realiza până la final. Ultima categorie, Aven-Q, un produs din țara ta de origine și eu l-am ales de curând serumul multicolagen de la Elmi Plant, pe care l-am folosit de 9 ori, dintr-un total de 9 ori, abia tura trecută l-am introdus, așa că, da, doar atât am folosit până în prezent din el. Mai mult ca sigur, acesta se va termina destul de repede, deci, da, în principiu este un produs ok, rămâne să vă spun mai multe despre el după ce îl folosesc mai mult. După cum am spus, lucrurile nu merg wow, dar e ok și sper ca cât de curând să am progres vizibil și în cadrul acestui proiect. Eu nu mai lungesc vorba, vă doresc o săptămână frumoasă, noi ne vedem data viitoare cu un nou videoclip, vă pup, pa, pa!